seară de coșmar pentru ASE Soft, campionii României au fost învinși de rușii de la Volgograd cu scorul de 96-79. Eșecul poate pune calificarea ploieștenilor în pericol. Eșec neașteptat pentru CSU ASE Soft Ploiești. Ploieștenii au fost învinși de către rușii de la Krasni Volgograd. Asta în ciuda faptului că meciul a început bine pentru jucătorii lui Vladimir Arnautovici. Aceștia conduceau cu 26-20 după primul sfert. Oaspeții au jucat excelent după aceea și au trecut la controlul meciului în sfertul secund, iar apoi și-au mărit permanent avantajul. Dintre jucătorii ASE Softului s-a remarcat și de această dată Al-Haji Mohamed, care a fost printre cei mai buni marcatori ai meciului cu 19 puncte. Săptămâna viitoare, CSU Ploiești înfruntă în deplasare liderul grupei Lietu Vozritas. Prahovenii se află în continuare pe poziția a treia a grupei E, cu 3 victorii și tot atâtea înfrângeri. Cu aceste informații punem punct jurnalului. Acum urmează rubrica Meteo și mai apoi emisiunea Time Alert. Eu sunt Andreea Marin, rămâneți cu Ploiești TV. Revenim în câteva momente.